portul ambasadei SUA la Chișinău. Organizăm prima expediție a tinerilor din bazinul Râmului Bâlc, deci care a început pe data de 7 iulie și urmează să continue până în data de 14 iulie. Deci am început expediția la Temelius, de unde izvorăște râul Bâlc, din raionul Călăraș. La moment am parcurs circa 55 de kilometri pe jos. Deci urmează să mergem mai departe pe cursul Bâcului, mâine ajungem în municipiul Chișinău și pe data de 14 la revărsarea râului Bâc în fluviul Nistru. Scopul expediției, care este formată din 25 de tineri, tinerii care reprezintă bazinul râului Bâc și vin din Călăraș, din raionele Călăraș, Trășeni, Anenii Noi, municipiul Chișinău și din câteva alte localități care nu sunt situate pe malul Bâcului. Deci scopul expediției este să determinăm cele mai importante surse de poluare, să interacționăm cu administrația publică locală. Tinerii sunt de vârsta liceală și deci și-au propus scopul să identifice aceste surse de poluare, să interacționeze cu administrația publică locală, să le comunice despre ceea ce au aflat și să discute soluții. Totodată promovăm la nivel de localități schimbarea atitudinii și reabilitarea râului Bâc, care este de altfel cel mai poluat și cel mai distrus râu din Republica Moldova. Astăzi am observat sursele de poluare din orașul Slășeni, care sunt gunoiștea orașului, situată sus pe pantă și care reprezintă un pericol pentru râu, dar și pentru apele subterane, fiind o sursă de poluare, și stația de pompare a orașului Strășeni, care din spusele primării orașului Strășeni funcționează de mai mult de 10 ani și apele reziduale neepurate sunt pompate continuu în lunga râului Bâlc, deci nimerind mai departe în lacul Ghidichici și mai departe pe cursul râului. Deci este o sursă de poluare foarte importantă. Împreună cu primăria orașului Strășeni discutăm această problemă și încercăm să găsim căi de soluționare. Deci, ca să eliminăm această sursă de poluare foarte și foarte mare, care deversează zilnic în lunga râului Bâc 800 de metri cub de apă uzată și neepurată. Particip în expediția pe râul Bâc, organizată de Centrul Național de Mediu. Noi am pornit, aveam o cursă de timp de săptămână să mergem pe jos de la gura, de la izvorul râului Bâc până la gura Bâcului. Prima oprire a fost în Temeleuți, am vizitat izvorul. După ce am pe jos, ne-am pornit de la Temeleuți spre Călăraș și am găsit un lac al izvorului Bâc și am făcut niște probe. Am fost echipați, am intrat în lac și am identificat calitatea apei. Am găsit acolo 13 organisme vii diferite. Aceasta demonstrează că calitatea apei este bună. Următoarea zi am mers de la Călăraș spre de la Călăraș spre Strășeni. Calitatea s-a dovedit a fi iarăși bună. Am făcut-o la Bucovăți și tot așa o să mergem până la Anenii Noi. Sperăm să nu ne dezamăgim, sperăm că o să fie viață pe tot parcursul râului, deși am auzit că spre Anenii Noi râul deja mare. Și scopul nostru este să aducem la conștiința oamenilor că aceasta este sănătatea noastră, trebuie să ne protejăm, trebuie să îngrijim râul nostru. Particip la această expediție din proprie dorință și că vreau să ajut să contribui la ceva spre îmbunătățirea râului Bâc. Noi suntem tineri care participăm la această expediție și vrem să îndrumăm toată lumea cu lozinca noastră iubește-ți râul, că trebuie să contribui și ei la ceva bun și încet cu încet să facă un pas și să dea viață râului Bâc. Acum ne aflăm la barajul lacului Ghidighici, pe care l-am studiat după ce am identificat mai multe surse de poluare din raioanele Călăraș și Strășeni. Și
Deci tinerii s-au interesat din ce cauză în orașul Strășeni, de mai multe ori, se întâmplă inundațiile și suferă locuitorii orașului Strășeni. Cauza acestor inundații este barajul lacului Ghidighici, care este un obiect foarte mare pentru râu și care oprește foarte multă apă. Din această cauză a crescut nivelul apelor subterane în orașul Strășeni și în timpul ploilor abundente apa nu are capacitatea de a pătrunde în sol, dar rămâne la suprafață. Lunca fiind foarte și foarte extinsă, foarte degradată și înstufărită, acest fenomen s-a întâmplat iarăși din cauza lacului Ghidighici și a barajului pe care îl vedem acum. Și atâta timp cât lacul va menține această cantitate de apă, aici este important de menționat că apa care se acumulează în lacul Ghidighici nu este evacuată conform legislației în vigoare, care spune că pentru râu este bine să fie evacuate pe secundă 250 de litri de apă. Deci se evacuează foarte rar, dar în perioada secetei nu se evacuează apele deloc. Se menține nivelul apelor în lac și din această cauză a apărut problema de mai mulți ani în orașul Strășeni. Deci această problemă evident că trebuie să fie soluționată împreună cu Agenția Apele Moldovei, care este responsabilă de altfel de acest obiect, lacul Ghidighici, și este responsabilă de managementul tuturor râurilor, tuturor apelor de suprafață în Republica Moldova. Deci, împreună cu primăria orașului Strășeni, care nu este de vină de ceea ce s-a creat, de situația atât de neplăcută, împreună cu primăria orașului Strășeni să rezolve această problemă. Deci, Agenția Apele Moldovei și Ministerul Mediului la nivel de stat. Deci trebuie să existe un program la nivel de stat de reabilitare a terenurilor care sunt supuse inundațiilor în orașul Strășeni. Și nu primăria cu forțele proprii trebuie să rezolve această problemă, că nici nu va putea.